Versiunea cinematografică a Oamenilor Negru, după filmul de box office cu același nume, seamănă foarte puțin cu legenda Oamenilor Negru care circulă în lumea reală. În film, Tommy Lee Jones și Will Smith îmbracă rolurile unor justițiari galactici excentrici, purtători de costume negre și accesorizați cu misterioși ochelari negri, care, în numele unei agenții ultra-secrete, apără pământul împotriva scursorilor universului. În mitul mult mai interesant din lumea reală, oamenii negru sunt de regulă tocmai scrusorile universului. Cu alte cuvinte, ei sunt personajele negative, ticăloși ce amenință dintr-o altă lume și încearcă să mușamalizeze diverse evenimente interzise publicului larg. În relațiile moderne, oamenii negru sunt asociați cu fenomenul OZN. Cel mai frecvent scenariu este cel în care apar în scenă după o întâlnire a oamenilor cu un OZN pentru a intimida martorii oculari printr-o comportare bizară și adesea amenințătoare. Îmbrăcați în costume negre, prost croite sau demodate, clasicii oamenii negru obișnuiesc să călătorească în grupuri de 2 sau 3 persoane, dar adesea și singuri. Modul lor de transport diferă. Se pare că preferă limuzinele negre, dar s-au relatat și cazuri în care aceste personaje se deplasează cu ajutorul dubelor sau al unor elicoptere negre. Martori oculari care relatează că au văzut oamenii negru îi descriu ca fiind oameni cu înfățișări exotice. Au un aspect oriental sau indian și pielea foarte întunecată, deși uneori înfățișarea le este foarte palidă. Ochii oamenilor negru sunt de obicei descriși ca fiind obliji sau bulbucați, precum ai celor care suferă de hipertiroidie. Nasul și bărbia sunt deseori ascuțite, iar pomeții foarte ridicați. Deși unii sunt înalți și slabi, cu degete nefiresc de lungi, alții sunt scunzi și robuști, în timp ce unii dintre ei nu au unghii. Și mai stran este comportarea ce li se atribuie, care tinde să fie când tulburător de extravagantă, când complet stângace. Oamenii negru vorbesc frecvent o engleză stricată, cu accent străin, în unele relatări ei nu-și mișcă buzele când comunică, sugerând calități telepatice, în timp ce în alte întâlniri vorbesc ca niște mașini. În accepțiunea public larg, oamenii negri sunt reduși la nivelul unei pelicule cinematografice ficționale, însă întâlniri ale martorilor oculari cu aceste entități ciudate au fost înregistrate încă de acum 50 de ani, ei devenind părți integrate ale fenomenului OZN, în aceeași măsură cu evenimentul Zonei 51 sau cercurile din lanurile de recolte. Oamenii negri le fac vizite în opinate a celor care pretind că au văzut OZN-uri și avertizează să-și abandoneze investigațiile. Pot să confiște orice dovezi colectate de persoana contactată, lăsând impresia că lucrează în slujba guvernului, deși agențiile americane au negat întotdeauna că ar ști ceva despre oamenii negru. S-au născut din același fel de paranoia care alimentează mărturiile observatorilor de farfurii zburătoare sau declarațiile de răpiri extraterestre. La fel cum relatările de răpiri și întâlniri cu ființe extraterestre sunt foarte asemănătoare între ele și poveștile din toată lumea despre oamenii negru prezintă o oarecare uniformitate și datează aproape din momentul primei reperări a unui OZN în 1947. Aproape imediat după acest episod a urmat incidentul din insula Maury, în cadrul căruia un bărbat pe nume Harold Dahl pretindea că a văzut obiecte sferice zburătoare, dintre care unul a descărcat o materie metalică pe câinele său. Acesta susținea că a fost apoi abordat de un străin în costum negru, în compania căruia a și luat prânzul și care conducea un sedan din 1947. Acesta l-a avertizat să păstreze tăcerea. Incidentul a fost mai târziu raportat ca o făcătură. Adevărată sau nu, povestea oamenilor negru nu a încetat să persiste nici 50 de ani mai târziu. Albert Bender, spre exemplu, director al unui grup de cercetare denumit Biroul Internațional al Farfurilor Zburătoare, și-a anunțat brusc retragerea ca urmare a unei vizite primite de la 3 bărbați cu ochi strălucitori. Dacă mai auzim un cuvânt de la tine despre lucrurile astea, o să ai probleme, i-ar fi spus indivizii. Câțiva ani mai târziu, în 1968, Bender a publicat cartea Farfurii Zburătoare și cei 3 bărbați, în care a explicat mai multe despre oamenii negru. Erau conform scriturii sale, de pe o planetă denumită Kazik, aflați într-o misiune secretă pe Terra, de extragerea apei sărate de pe planeta noastră. În 1971, autorul de literatură OZN, Timothy Green Beckley, a publicat un pamflet intitulat Oamenii negru, extraterestre printre noi, în care a dezvăluit un memorandum al forțelor Irene a Statelor Unite ale Americii, scris aparent de un anume locontenent, Jen Wells. Acest document avertiza personalul militar să fie în alertă cu privire la anumite personaje care îți dau drept agenți ai Statelor Unite ale Americii, făcând referire la o persoană într-o astfel de uniformă, care a abordat poliția locală și alți cetățeni care au văzut un OZN. Se pare că individul a vorbit acestor oameni și le-a spus că ceea ce au văzut nu este ceea ce cred că au văzut și nici nu ar trebui să vorbească cu cineva despre acest lucru. Așa cum
era de așteptat, cele mai multe mărturii ale existenței oamenilor negru au fost documentate în perioada anilor 60-70, atunci când scepticismul și paranoia erau puternic alimentate de războiul din Vietnam și de amenințarea nucleară. Într-o perioadă a războiului rece, a asasinatelor și a proiectelor de tipul Watergate, fiecare teorie a conspirației a căpătat validate. Una dintre cele mai interesante și mai detaliate descrieri ale unui om negru a fost oferit în această perioadă, în anul 1966. Doctorul Herbert Hopkins, un psihiatru stabilit în Maine, nu mai avusese în trecut tangențe cu acest domeniu, cu excepția faptului că trata un tânăr care pretindea că a fost răpit de extraterestri. Pe scurt, episodul s-a desfășurat în următorul fel, conform relatărilor ulterioare ale lui Hopkins. Eram singur în casă, telefonul a sunat și vocea de la celălalt capăt al firului s-a identificat ca fiind membru al organizației de cercetare OZN din New Jersey. Am fost de acord să vorbesc cu el despre cazul răpirii. A spus că va ajunge imediat la mine acasă. Am lăsat telefonul în furcă și m-am dus pe hol să aprind lumina, când l-am văzut pe bărbat că urca scările spre ușa casei mele. Dacă s-ar fi aflat fie și peste stradă sau chiar la vecini, nu ar fi putut ajunge atât de repede. Hainele lui m-au surprins puțin. Purta un costum negru bine croit, pantofi negri, șosete negre și o cravată neagră, totul completat de o pălărie neagră. M-am gândit în sinea mea că acel om arăta ca un antreprenor de pompe funebre. Ne-am așezat și am constatat că individul era complet chel, nu avea gene sau sprâncene, iar pielea lui era de un alb caracteristic persoanelor decedate. Avea un nas foarte mic care îi cobora până foarte aproape de buza superioară. Avea buzele de un roșu aprins și arăta ca un manichin de plastic dintr-o vitrină. Vorbea limba engleză fără greșeală și fără accent, complet neutru, așa cum s-ar auzi de la o mașină care ar putea să vorbească. Purta mănuși care păreau a fi cenușii, și-a fricat buzele cu una dintre ele, iar atunci când și-a coborât mâna, partea din spate a mănușii se înroșise. Mi-a spus atunci că poartă ruj. Apoi am putut vedea că gura sa era perfect dreaptă. Nu avea ceea ce noi numim buze, așa că rujul se afla acolo ca un fel de păcăleală. Părea să-mi poată citi gândurile. Mi-a spus că am două monede în buzunarul stâng, ceea ce era adevărat. Mi-a cerut să țin între degete unul dintre acești penny din cupru și l-a făcut să dispară într-o strălucitoare lumină albăstruie. Nu am simțit absolut nimic, eram fascinat. Am devenit puțin neliniștiți atunci când mi-a ordonat să distrug înregistrările și orice alte lucruri relaționate cu OZN-urile. Mi-a spus că dacă nu voi face acest lucru, voi avea aceeași soartă ca Bernie Hill, un cunoscut care murise în circumstanțe misterioase. Cred sincer că acest individ era de pe o altă planetă. Nu cred că este un invadator, dar simt că el și alții asemenea lui sunt printre noi și sunt foarte activi. Natura acestor vizite s-a schimbat puțin în ultimii 10 ani, iar poveștile încă abund în interogatorii ciudate conuse de oameni cu aspect bizar și comportament ciudat. În 1985, din Venezuela a venit o mărturie a unui medic ce pretindea că a văzut doi bărbați îmbrăcați în costume negre ieșind într-un autoturism Ford Mustang și escaladând o scară până în interiorul unui OZN. 9 ani mai târziu, Mike Lonzo, un cercetător din Pennsylvania, a vizitat o bătrână care a spus că a fost abordată de doi indivizi în haine negre. Aceștia i-ar fi cerut să le predea o piatră neagră din grădină aflată în spatele casei sale, deoarece aceasta ar fi avut puterea de a distruge lumea. În timp ce mulți relaționează întâlnirile cu oamenii negru cu faimoasele contacte raportate de Albert Bender și John Keel, numărul real al celor care au întâlnit în toată lumea acești bărbați misterioși și au fost reduși la tăcere este mult mai mare. Adevărul din spatele oamenilor negru, cred un indiviz mai documentat, este mai îngrijorător și mai serios decât s-ar putea crede. Acești agenți misterioși ar aparține de fapt unei agenții foarte reale, care s-a infiltrat și continuă să infiltreze în fiecare aria societății noastre. Din anul 1990 până în prezent, această agenție secretă a trecut în atenția opiniei publice drept oficiu al cercetării și investigațiilor științifice. Această organizație conduce cercetări științifice și experimente în domeniul științei, de la astronomie la geologie, de la biologie la fiziologie, de la fizică la zoologie. Oficial, adițional acestor arii de activitate, agenția este singura de acest fel din lume, cu o divizie fenomenologică, care se ocupă în exclusivitate cu evenimentele relaționate cu paranormalul, supranaturalul, anomaliile și fenomenele metafizice. Agenția cercetează și investigează fiecare tip de fenomen posibil, de la întâlnirile cu extraterestri și fenomenele supranaturale până la criptozoologie și anomalii indefinibile de tot soiul. Alăturat activiștilor acesteia,
Acestea explorează misterii străvechi ale pământului și investigează veridicitatea diferitelor mituri culturale. Personalul este specializat în fiecare disciplină științifică, imaginabilă și utilizează numai super tehnologia generației viitoare, echipamente high-end, laboratoare mobile și alte tehnologii experimentale, care nu le sunt încă disponibile nici măcar agențiilor guvernamentale. Această agenție are legături cu sute de agenții guvernamentale de inteligență, programe ultra-secrete din toată lumea, precum și proiecte secrete coordonate de înalte grupuri religioase și corporații puternice. Datorită faptului că primele identificări ale unor oameni negru au fost raportate în anii 40, se presupune că tot atunci a și fost înființată Oficiul de Cercetare și Investigații Științifice. În 1990, pentru prima oară în istorie și din motive doar bănuite, agenția a afișat ceva transparență sub firmamentul acestei agenții, stabilindu-și chiar și un departament de afaceri publice pentru a interacționa cu publicul și cu media. Din cauza planurilor lor secrete, toate cercetările și descoperirile întreprinse de oamenii negru au fost și rămân în continuare complet confidențiale, protejate cu cel mai înalt nivel de secretizare, chiar și în fața elitei recunoscute a comunității științifice private și guvernamentale. Teoriile care justifică fenomenul OZN, nu atât printr-o legătură cu spațiul cosmic, cât și cu paranormalul, sugerează că oamenii negru reprezintă o formă de energie psihică demonică. Unii au pretins chiar că oamenii negru aveau legătură cu un departament al Centrului de Activități Speciale al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, cunoscut și ca Grupul de Activități în teritoriul 1127. Alții argumentează că oamenii negru erau călugări tibetani care și-au pus forțele yoginice în slujba CIA. Acest lucru ar putea explica fizionomia asiatică a celor mai mulți oameni negru, pentru că adevărul este dincolo de noi. Nu putem face acum mai mult decât să ne informăm privitor la toate teoriile, să fim sceptici, dar receptivi și să ne alegem adevărul propriu înainte de a accede de la cel general. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb, voi ce credeți că sunt oamenii negru? Chiar vreau să vă aflu răspunsul în comentarii. Noi suntem cu alte episoade, nu uitați de follow pe Instagram la Jocuri Virtual 1 și evident, baftă în ceea ce faceți. Thank you.